Fermierii s-au plimbat și astăzi cu tractoarele prin Chișinău, un semn de protest la adresa autorităților. Ei au blocat traficul rutier timp de câteva ore după ce negocierile de aseară cu reprezentanții guvernului au eșuat. În această seară, protestatarii din Piața Maria Dunării Naționale vor avea o nouă întâlnire cu prim-ministrul Dorin Recean. Prânz, o parte din fermieri au mers claxonând de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre calea ieșilor. Timp de 2 ore, traficul prin centrul orașului s-a transformat în haos. Agricultorii au blocat traficul nemulțumiți de negocierile de aseară cu premierul Dorin Recean și ministrul agriculturii. Acesta a fost la Bruxelles pentru a cere instituțiilor europene un sprijin financiar de 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Oficialii europeni vor analiza documentele și se așteaptă o decizie. Protestatarii s-au întâlnit astăzi și cu președintele Maia Sandu. Noi avem nevoie de soluții azi. Noi avem nevoie de soluții acum, nu peste o lună și nu peste jumătate de an. Negătând că unii demnitari înțeleg că, da, noi azi vorbim, mâine să ne mișcăm, poi mâine să vedem. Am spus primului ministru ieri, ședința comisiei pentru situații excepționale în jumătate de oră, decizia luată și băieții au plecat. Cumva, trebuie să ne audă. Asta e treaba. Noi n-am venit aici de tăcă, nimeni dragă să pierd timp aici. Am 4 zile pierdute în zadar. Cătorii până în barbă. Ieri chiar m-a sunat de la bancă și mă întreabă cum a achit creditul pentru luna lui iulie. După marș, aceștia și-au parcat tractoarele în fața Parlamentului. Cereale de Ucraina, opriți-le! Detaliile o să le dea domnul prim-ministru. El mi-a zis că consideră din fondul de rezervă 100 milioane și încă 100 de milioane, acum îmi scapă exact care este, cum zic eu, sursa asta. Să putem să operaționalizăm o parte din resurse, astfel ca fermierii să aibă material circulant, cum se numește el. Acum, când se începe strânsul roadei... Decurg foarte anevoios. De ieri am solicitat întâlnirea cu speakerul Parlamentului. N-am reușit. Astăzi ați fost martor că dumnealui a ieșit la negocieri. Trebuie să ne așezăm la masă. În această seară, Consiliul Forța Fermierilor se va întâlni din nou cu premierul Dorin Recean. Reprezentanții asociației au propus autorităților alocarea urgentă a 700 de milioane de lei pentru compensații la prima grupă de culturi agricole. Cele mai importante revindecări ale fermierilor sunt interzicerea importurilor de cereale din Ucraina, statul să le achite cel puțin 3.000 de lei la hectar pentru costurile de producție, iar guvernul să plătească restanțele la subvențiile de anul trecut.